Deci am luat Roborocu Q8 Max. A fost pe parter și acum l-am urcat la etaj. Trebuie să-l aduci mecanic, manual de jos, de mână și duci sus și îl poziționezi undeva în orice cameră, pe forul de vrei. Iar el acum își face harta pentru etaj. O avea făcută, de fapt o identifică. Iar apoi își va urma traseul, căutându-și harta. Deja a zis că și-a stabilit poziția, iar acum se pecolețează. A identificat harta care o avea. Aici o folosește de lapul. Vă de nivelare la pachet, nu va avea nicio mică problemă. Dacă sigur va merge, e o bară. Camera de fapt, dacă se întoarce înapoi, da, e clar, îl duce la camera și apoi cred că ea destul de încătări care mai sunt de etaj. Bagă sigur. Bine să ai picioare la mobilă, că nu trebuie să fie. Ai pus un picior la mijloc, îl oprește. Este destul de bun. Eu am avut un Honda 8296 și l-am dat înapoi. Era un pic cam înalt și se bloca pe sub mobilă cu degeset. Pare că am făcut în două dormitoare. Deci s-a făcut de dormitul pe primăriștere. Apoi își continuă drumul. Nu știu de mai bine, iau ușa de aici. Nu uite, știa că ușa acolo și nu s-a dus, poate că nu a fost.